Zeci de persoane au fost evacuate de urgență, asta după ce un incendiu de proporții a izbucnit în capitală, la o clădire de birouri. Unele victime au avut nevoie de spitalizare. Peste 60 de persoane au fost evacuate în urma incendiului puternic. 7 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 2 femei au fost transportate la spital. Plecările au mistuit echipamente IT și maculatură. Au existat 7 victime, 2 dintre ele, 2 femei expuse la fum, au fost transportate la spitalul Elia și la spitalul universitar. Alte 5 victime au primit asistență medicală, prim ajutor la fața locului, în sensul că le-a fost administrat oxigen. Cele 5 victime fiind și ele ușor expuse la fum, într-un final au refuzat transportul la spital. Incendiul s-a manifestat în subsolul unei clădiri de birouri cu regim de înălțime subsol plus parter plus 6 etaje. La fața locului au intervenit 3 autospeciale de stingere, 3 ambulanțe SMURD, una de descarcerare și o autoscară. Imobilul a fost evacuat în întregime.